Aflat în inima Transilvaniei, Târgu Mureșul e unul din centrele cu o remarcabilă încărcătură istorică și culturală, situându-se în permanență la confluența dintre lumi, culturi, religii și tradiții. Spațiul cultural Târgu Mureșan e și un sol germinal pentru cărturari ce vor marca destinul istoric al românilor ardeleni. Între aceștia, Petru Maior e probabil cel mai important. Petru Maior spunea în Învățături pentru creșterea fiilor și predice: până când nu veți mâna pruncii voștri la învățătură și nu veți fi cu grijă într-o creșterea lor, ca așa și sufletul fiilor și al vostru îl veți mântui și aici pe pământ, încă pentru niște fii așa bine crescuți, împreună cu voi se va bucura patria toată. A voastră iastă datoria a ține ochii deschiși peste fiii voștri, a voastră a lua seama la tot cuvântul lor, a voastră a vă înștiința de toată mișcarea lor. Orice văd ochii tăi, orice aud urechile tale, orice gustă gura ta, orice pipăie mâinile tale, sunt atâtea fuștei de scară cu care te poți înălța către Dumnezeu. Într-o atmosferă culturală infuzată cu ideile iluministe ale școlii ardelene, a căror perenitate dă contur identității și necesității de instruire, în Târgu Mureș, în timpul mandatului de primar al lui Gheorghe Bernadi, e ridicată clădirea Universității din Târgu Mureș, construită între anii 1906-1907 pentru a găzdui gimnaziul Cezaro Crăiesc. Thank you.
Regele Mihai spunea: nu văd România de azi ca pe o moștenire de la părinții noștri, ci ca pe o țară pe care am luat-o cu împrumut de la copiii noștri. Lumea de mâine nu poate exista fără morală, fără credință și fără memorie. Cinismul, interesul îngust și lașitatea nu trebuie să ne ocupe viața. Mulțumesc părinților și profesorilor care prin sacrificiu personal dau copiilor lor un viitor așa cum nicio altă generație trecută de români nu a putut avea. Copiii și tinerii țării sunt acea parte a României care ne așează la nivel de egalitate cu orice altă țară a lumii. Anul încheierii celui de-al doilea război mondial, 1945, e și anul în care, prin decret regal, semnat de regele Mihai I, este fondată Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș. E în mod paradoxal un act de naștere a învățământului universitar medical de elită la Târgu Mureș, care se petrece în asfințitul unei epoci și a unei lumii. Într-o cheie simbolică, Universitatea de Medicină și Farmacie e, oarecum, o mărturie și o moștenire peste timp a devoțiunii regelui Mihai I pentru generațiile viitorului, pentru destinul unei națiuni. În chip miraculos, Universitatea rezistă și protejează un model elitar de promovare a valorilor umaniste și a speranței în bine de-a lungul întregii epoci comuniste și reușește să se impună ca un etalon de calitate și credibilitate academică.
suntem singura universitate din România care poartă numele unui laureat al premiului Nobel și acest lucru trebuie văzut în termeni nu locali, nu regionali, ci în termeni internaționali. Comunitatea academică a Universității îi aduce omagiul său majestății sale regele Mihai, care, prin decretul regal din 1945, a pus temelie unei instituții care a dat un nou curs învățământului medical din România. Aici, timp de 75 de ani, s-a format, s-a validat o parte a elitei românești. Azi, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade reprezintă poate cel mai complex proiect de învățământ academic din România, un model de organizare multiculturală, reunind cele două universități Târgu Mureșene, Universitatea de Medicină și Farmacie și Universitatea Petru Maior, într-o universitate modernă și puternică, profund ancorată în fenomenul academic occidental și rămânând peste timp un simbol al perenității unei anumite românii scufundate în istorie, dar niciodată pierdută definitiv, mereu prezentă și vie.